ultima oră Alexander Adamescu a fost arestat, acuzații grave. Probleme mari pentru fiul lui Dan Adamescu. Alexander Adamescu a fost arestat la Londra, iar acuzațiile la adresa acestuia sunt extrem de grave. Acesta ar fi fost întus sublinierat în cursul lunii martie în Marea Britanie după ce o instanță londoneză a constatat că acesta ar fi folosit acte false în timpul judecării procesului de extradare, spune surse judiciare pentru Libertatea.ro. Adamescu Junior. Ar fi folosit documente pretinse emise de o autoritate publică din România, iar documentele ar releva condițiile de arest din țara noastră. Instanța britanică s-ar fi autosesizat, i-ar fi sesizat serviciul de procuratură al coroanei din Londra, care ar fi deschis un dosar de cercetare pe numele acestuia pentru folosirea unor documente false în instanță. Actele au fost prezentate ca fiind de la Administrația Națională a Penitenciarelor, dar ele ar fi fost mesluite de către omul de afaceri. În respectivul caz, instanțele britanice ar fi admis solicitarea procurorilor britanici de schimbare a măsurii eliberării pe cauziune cu măsura arestării preventive. Procedurile de extradare în cazul acestuia s-au intensificat, iar Adamescu Junior ar putea fi adus curând în România, mai spune sursa citată.